Explicația oficială este că firmele constructoare care au intrat în competiție cer clarificări suplimentare și au nevoie de date tehnice mai multe decât cele care sunt puse la dispoziție. Însă explicația oficială este aceea că nivelul șpăgii cerut este de peste 40% din valoarea lucrărilor, iar în acest moment firmele care își doresc să intre în această combinație politică cu PDL-ul trebuie să facă rost de finanțare pentru a asigura cei 40% care sunt șpaga pentru PDL. Nechifor a mai adăugat că sunt și exemple în acest sens. Tronsonul de drum Panaci Bilbor, a cărui valoare a fost stabilită la 60 de miliarde de lei vechi, însă costul real al unui astfel de drum nu depășește 20 de miliarde de lei vechi. Prin urmare, cei 40 de miliarde de lei vechi care rămân disponibili de la valoarea reală la valoarea licitată se vor duce prin șpagă către buzunarul PDL. Iar în acest moment firmele au marea dificultate că nu găsesc finanțarea proprie pentru a asigura această șpagă către PDL-ul condus de Fluturi, de Udrea, de Băsescu și de Boc. Totodată, socialdemocratul sucevean a constatat că unul dintre drumurile care leagă Suceava de Dolhasca a fost recent plombat, dar fără segmentul ce traversează comuna Udești. Nu știu prin ce mijloc tehnic a fost sărită din procedura de plombare, pentru că s-au făcut plombări și la Liteni, și la Dolhasca, și la Bosanci, și la Ipotești. Udeștiul, surprinzător, a rămas neasfaltat. Și aici cred că domnul Flutu trebuie să explice de ce o localitate cu peste 10.000 de locuitori este sărită din programul de plombare. Și domnul Flutu trebuie să explice totuși sucevenilor de ce tratează diferențiat localitățile care sunt în Suceava și care au evident locuitori similari. Nu sunt altfel de oameni cei care trăiesc în Udești, sunt tot oameni care plătesc taxe și impozite, sunt tot oameni care o parte din ei au susținut PDL-ul și mă întreb și mă mir de ce își permite Fluturi să nu asfalteze, să nu plombeze de fapt acest tronson care, repet, traversează comuna Udești, mai precis de la Ruș Mănăstioarea până la ieșirea spre Bosanci. Și cred că sucevene de fapt înțeleg despre ce este vorba, de faptul că Fluturi își bate joc în primul rând de suceveni.